În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, izvor al iubirii și al milostivirii, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și devoțiune. Îți înfățișăm de această dată o rugăciune către Îngerul Păzitor, acest slujitor ceresc trimis de Tine să ne ocrotească și să ne călăuzească în toate împrejurările vieții noastre. Înger păzitor al vieții mele, mă închin ție cu smerenie și recunoștință, rugându-te să fii alături de mine în fiecare clipă a existenței mele. Tu care ești trimis de Dumnezeu să mă ocrotești și să mă călăuzești, te rog să fii lumină și putere în viața mea, să mă aperi de primejdii și ispite și să mă îndrum mereu pe calea cea dreaptă. Îți mulțumesc, Înger păzitor, pentru ocrotirea și iubirea Ta neîncetată. Te rog să mă acoperi cu aripile Tale ocrotitoare, ferindu-mă de oricare primejdie și apărându-mă de dușmanii văzuți și nevăzuți. Ajută-mă să trăiesc după voia lui Dumnezeu și să fiu mereu credincios și smerit înaintea Sa. Te rog, Înger păzitor, să mă călăuzești în tot ceea ce fac, să mă aperi de orice rău și să mă ocrotești de orice primejdie. Fă ca vocea Ta bâlândă să-mi fie ghid și călăuză în mijlocul încercărilor și suferințelor vieții mele, iar prezența Ta să mă umple mereu de pace și încredere. Îți înfățișez rugăciunile mele, Înger păzitor, rugându-te să fii mereu cu mine în fiecare pas al drumului meu. Ajută-mă să trăiesc în lumina și iubirea lui Dumnezeu și să-i rămân credincios lui în mijlocul ispitelor și greutăților vieții. Îți încredințez sufletul și viața mea, lăsându-le în grija Ta ocrotitoare și te rog să mă aperi și să mă ocrotești mereu. O, Înger păzitor, roagă-te pentru mine înaintea tronului lui Dumnezeu și adu-mi harul și binecuvântarea Sa în fiecare zi a vieții mele. Mă închin ție și te preamăresc, împreună cu toți sfinții și îngerii cerului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înger păzitor al vieții mele, cu inima plină de recunoștință și smerenie îți aduc acum o rugăciune. Tu care ești trimis de Dumnezeu să mă ocrotești și să mă călăuzești în această călătorie a vieții, te rog să fii mereu lângă mine, să mă aperi de primejdii și ispite și să mă îndrum pe cărările dreptății și ale iubirii. Îți mulțumesc, Înger păzitor, pentru grija Ta neîncetată și pentru ocrotirea oferită de Tine în mijlocul tuturor pericolelor și necazurilor vieții. Te rog să rămâi mereu aproape de mine, să-mi fii sprijin și mângâiere în vremurile de încercare și să-mi luminezi calea cu lumina Ta cerească. Ajută-mă, Înger păzitor, să rămân credincios Domnului, neclintit în credința mea și să urmez mereu voia lui Dumnezeu în toate acțiunile mele. Fă ca prezența Ta să se facă mereu simțită în inima mea și să mă călăuzească în luarea deciziilor și în acțiunile mele de zi cu zi. Te rog, Înger păzitor, să mă aperi de orice rău și să mă ocrotești de tot ce poate să-mi dăuneze. Fii gardianul vieții mele și izbăvește-mă de toate primejdiile care mă amenință, atât cele trupești, cât și cele sufletești. Te rog, Înger păzitor, să mă călăuzești mereu pe calea cea dreaptă și să mă ajut să trăiesc în conformitate cu învățăturile lui Hristos. Ajută-mă să iubesc și să slujesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu și să fiu un martor al iubirii și milostivirii Lui în lumea aceasta. Îți mulțumesc, Înger păzitor, pentru răspunsurile Tale date la rugăciunile mele și pentru grija Ta neîncetată cu care mă înconjori. Te rog să rămâi mereu lângă mine în toate împrejurările vieții mele și să mă ocrotești în fiecare clipă, până când îmi voi întâlni Mântuitorul în ceruri. Amin. Prea sfântă și prea binecuvântată Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ne închinăm ție cu inimile pline de recunoștință și rugăciune.
Tu, care ai fost aleasă de Dumnezeu să fii purtătoarea de Dumnezeu și al cuvântului întrupat, te rugăm să fii ocrotitoarea și mijlocitoarea noastră în fața Fiului Tău și al Tatălui Ceresc. Maică a tuturor, ascultă rugăciunile noastre și primește această smerită chemare a noastră. Privind către Tine, izvorul de har și iubire, ne simțim cuprinși de pace și speranță. Te rugăm să ne aperi, să ne ocrotești și să ne îndrumi pe calea mântuirii. Tu, care ai fost plină de har și prință înaintea Domnului, ascultând chemarea Îngerului și acceptând cu smerenie planul divin pentru viața ta, ajută-ne să trăim în ascultare și smerenie față de voia lui Dumnezeu. Îndreaptă-ne inimile și mintea către El și fă-ne să primim cu bucurie și încredere fiecare încercare și fiecare binecuvântare din partea Lui. Tu, care ai fost martora credincioasă a tuturor tainelor mântuirii, ajută-ne să înțelegem și să prețuim adâncimea iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Învrednicește-ne să fim purtători ai cuvântului Său și să împărtășim cu ceilalți bucuria și harul pe care l-am primit. Tu, care ai fost alături de Mântuitorul nostru pe drumul Golgotei și ai suferit împreună cu El pentru mântuirea lumii, roagă-te pentru noi, ca să putem purta cu răbdare și credință crucea noastră de fiecare zi. Fă-ne să înțelegem că suferințele noastre unite cu cele ale lui Hristos au puterea de a ne purifica și mântui. Tu, care ai fost izvor de putere și speranță pentru apostolii și pentru întreaga biserică, fii și acum ocrotitoarea noastră și mijlocitoarea noastră înaintea Fiului Tău. Roagă-te pentru noi și pentru nevoile noastre și primește rugăciunile și cererile noastre. Maică a milostivirii, privește cu milă asupra noastră, copiii Tăi, și ajută-ne să ne ridicăm din păcatele și greșelile noastre. Fă-ne vrednici de binecuvântările lui Dumnezeu și de iubirea sa nemărginită. Maică a îndurării, roagă-te pentru noi acum și în ceasul morții noastre și fă ca sufletele noastre să fie întâmpinate în ceruri de Fiul Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preasfântă și prea binecuvântată Fecioară Maria, te rugăm să ne fii alături în fiecare moment al vieții noastre, să ne ocrotești și să ne conduci pe calea mântuirii. Încredințăm rugăciunilor adresate ție toate nevoile și îngrijorările noastre și ne încredem în mila și bunătatea Fiului Tău, Iisus Hristos, pe care L-ai născut și L-ai crescut cu dragoste de mamă. Slavă ție, Preasfântă Fecioară, Maica a lui Dumnezeu, și binecuvântat să fie fructul pântecelui Tău, Iisus. Amin. Preacurată Maică a Domnului, Fecioară între Fecioare, ocrotitoare a celor smeriți și alinătoare a celor îndurerați, ne înălțăm inimile și glasurile către Tine cu smerenie și recunoștință. Tu, care ai fost aleasă de Dumnezeu să fii născătoare de Dumnezeu și să fii model de sfințenie pentru toți credincioșii, privește cu ochi de milă și iubire către noi, copiii Tăi păcătoși și neputincioși, Maica Domnului, izvor de iubire și de milă, ajută-ne să ne apropiem de Fiul Tău, Iisus Hristos, și să ne deschidem inimile și mințile către dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Fă ca rugăciunile noastre să fie ascultate înaintea tronului ceresc și să primim harul și binecuvântarea cea de sus. Prin mijlocirea ta puternică și milostivă, Maica Domnului, sprijinul celor încercați și ajutorul celor nevoiași, întinde-ți mâna ta ocrotitoare asupra tuturor celor care suferă și sunt în necaz. Vindecă rănile trupului și ale sufletului, alină suferințele și dăruiește-le pacea și mângâierea ta. Fă ca rugăciunile lor să ajungă la urechile Domnului și să le fie îndeplinite dorințele lor cele mai bune și mai înalte, Maica Domnului, ocrotitoarea familiilor și a celor singuri, roagă-te pentru toți cei care îți invocă numele în rugăciune și cer ajutorul tău. Ajută-i pe părinți să-și îndrume copiii pe calea cea dreaptă, pe soț să se iubiască între ei și să se respecte reciproc și pe cei singuri să găsească în tine alinare și sprijin.
Fă ca toate familii să fie adăposturi ale iubirii și ale armoniei, unde dragostea și înțelegerea să domnească întotdeauna, Maica Domnului, izvor de milostivire și de iertare, te rugăm să ne ajuți să ne împăcăm cu Dumnezeu și cu aproapele nostru și să trăim în pace și armonie cu toți cei din jurul nostru. Dăruiește-ne puterea și răbdarea de a ierta și de a cere iertare și fă ca dragostea să domnească întotdeauna în inimile noastre. Maica Domnului, ocrotitoare a bisericii și a credincioșilor, te rugăm să ne sprijini și să ne ocrotești pe noi și pe toți cei dragi nouă în calea pe care o urmăm către mântuire. Ajută-ne să rămânem statornici în credință și să trăim în lumina și înțelepciunea lui Dumnezeu, ca să fim vrednici de darurile sale cele sfinte, preacurată Maică a Domnului. Ascultă-ne și mijlosește pentru noi înaintea tronului ceresc, ca să primim harul și iubirea cea de sus. Cu credință și cu nădejde, ne încredințăm viețile ajutorului și ocrotirii tale, Maica Preacurată, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubite și prea milostive Mântuitorule Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și cu Duhul smerit, rugându-Te să ne primești rugăciunea și să ne umpli cu harul și iubirea Ta neîncetată. Privind către Tine, izvorul adevăratei luminii și al mântuirii, ne simțim cuprinși de dorința arzătoare de a fi aproape de Tine și de a trăi în comuniune cu dragostea Ta sfântă. Te rugăm, Mântuitorule, să ne dăruiește mila și îndurarea Ta nesfârșită. Deschide larg brațele Tale pline de iubire și milostivire pentru a ne primi așa cum suntem, cu slăbiciunile și greșelile noastre și să ne ridici întării. Fă să simțim prezența Ta vie și lucrătoare în viețile noastre, îndreptându-ne mereu către lumina și adevărul Tău. Ne deschidem inimile pline de durere și nevoi în fața Ta. Te rugăm, Mântuitorule, să ne ajuți în fiecare încercare și luptă a vieții noastre. Fii izvorul nostru de putere și încredere, dă-ne pace și liniște în mijlocul furtunilor și adu vindecare și mângâiere în inimile noastre rănite. Coboară asupra noastră, Mântuitorule, harul Tău și umple-ne viețile cu lumina și bucuria Ta sfântă. Îți mărturisim credința noastră în Tine, Mântuitorule, ca Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ne-ai răscumpărat prin jertfa Ta pe cruce și ne-ai dăruit speranța învierii. Te căutăm din adâncul îndemn al inimii și ne încredem în puterea și iubirea Ta nesfârșită. Te rugăm să ne luminezi mințile și inimile cu înțelepciunea și adevărul Tău și să ne ajuți să ne trăim viața în conformitate cu voia Ta sfântă. Ajută-ne, Mântuitorule, să simțim întotdeauna prezența și lucrarea Ta în viețile noastre. Dă-ne înțelepciunea și curajul de a merge pe calea Ta, chiar și atunci când drumul este îngust și înclinat. Fă să simțim îndrumarea și protecția Ta în fiecare pas pe care îl facem, încât să nu se clatine încredere că Tu ești cu noi în mijlocul tuturor încercărilor și suferințelor noastre. Îți mărturisim, Mântuitorule, toate nevoile și dorințele noastre, rugându-Te să ne ajuți și să ne binecuvântezi în toate aspectele vieții noastre. Binecuvintează-ne familiile și relațiile noastre, sănătatea și slujba noastră și umple-ne viețile cu harul și pacea Ta. Fă-ne mărturisitori credincioși ai iubirii și milostivirii Tale în lumea aceasta și dă-ne înțelepciunea și puterea de a sluji pe ceilalți în numele Tău. Te rugăm, Mântuitorule, să fii aproape de cei care suferă și sunt în nevoie. Întinde brațele Tale de milă și ajutor către cei sărmani și bolnavi, către cei singuri și descurajați. Fă să simtă prezența și iubirea Ta care vindecă și mângâie și întărește-i prin harul și puterea Ta. Încredință-mi grijii Tale viețile noastre, Mântuitorule, cerându-Ți să ne întărești și să ne binecuvântezi în toate zilele vieții noastre.
Te rugăm să cobori asupra noastră harul și puterea ta, ca să fim luminați și întăriți de Duhul tău sfânt, astfel încât să putem trăi în slujirea ta și să fim mărturisitori ai iubirii și milostivirii tale în toate aspectele vieții noastre. Te slăvim și te binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel atotputernic, Mântuitorul nostru iubit și izbăvitorul sufletelor noastre, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și adorație. Ne apropiem de Tine în acest ceas de rugăciune, căutând lumina și milostivirea Ta, căci numai în Tine găsim alinare și mântuire. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul și iubirea Ta nesfârșită, pentru jertfa Ta pe cruce, pentru păcatele noastre și pentru promisiunea vieții veșnice alături de Tine. Te rugăm, Mântuitorul nostru, să primești rugăciunile și cererile noastre, să le asculți și să le înțelegi și să ne dăruiești ajutorul și mila Ta în fiecare zi a vieții noastre. Te rugăm, Doamne, să ne luminezi calea și să ne îndrumi pașii pe cărarea cea dreaptă, căci adesea ne rătăcim și ne îndepărtăm de Tine. Fă ca inimile noastre să fie pline de dragoste și credință în Tine și să nu ne clătinăm în fața ispitelor și necazurilor lumii acesteia. Îți mărturisim, Mântuitorul nostru, nevoile și dorințele noastre cele mai adânci. Cunoști fiecare suflet și fiecare gând al nostru și știi ce este mai bine pentru noi. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ne încredem în voia Ta și să fim deschiși la planurile Tale pentru noi. Iartă-ne, Doamne Iisuse, pentru păcatele noastre și pentru momentele când ne-am îndepărtat de Tine. Primește inimile noastre pocăite și dăruiește-ne harul iertării și al mântuirii. Fă să fim întăriți de puterea crucii Tale, încât să putem să ne purtăm crucea noastră, pășind în urma Ta, Mântuitorule Iisuse Hristoase, Te rugăm să ne ajut să fim luminați de înțelepciunea Ta și să trăim în conformitate cu învățăturile Tale sfinte. Fă să ne deschidem inimile și mințile către adevărul și dragostea Ta și să fim mărturisitori ai credinței noastre în mijlocul lumii acesteia întunecate. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne ocrotești și să ne aperi împotriva tuturor primejdiilor și pericolelor care ne amenință viața și mântuirea sufletelor noastre. Fii scutul nostru și fortăreața noastră în mijlocul răutății și al viclemiei vrăjmașului, Mântuitorule Iisuse Hristoase, te rugăm să vindeci și să mângâi inimile celor suferinzi și să aduci pacea și reconcilierea în mijlocul familiilor și comunităților noastre. Fă să fim mângâiați de prezența Ta și să fim plini de bucurie și speranță în mijlocul necazurilor noastre, te rugăm, Doamne Iisuse, să ocrotești și să păzești pe toți cei dragi nouă, fie ei sănătoși sau bolnavi. Și să aduci vindecare și tămăduire sufletelor și trupurilor noastre. Fii aproape de noi în toate clipele vieții și nu ne lăsa să ne pierdem credința și nădejdea în Tine. Îți mulțumim, Mântuitorule nostru, pentru toate binecuvântările și harurile Tale și pentru dragostea și mila pe care ni le arăți în fiecare zi. Îți lăudăm slava și ți-aducem întreaga noastră cinstire acum și pururea, căci Tu ești Împăratul împăraților și Domnul domnilor și îți mărturisim toate nevoile noastre, cu încredere și speranță în iubirea și puterea Ta nesfârșită. Amin. O preacuvioasă Sfântă Ana, mama a Fecioarei Maria și bunică a Domnului nostru Iisus Hristos, ne închinăm înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și umilință. Tu, care ai fost aleasă de Dumnezeu să fii parte din mântuirea omenirii prin nașterea Fecioarei Maria, primește rugăciunile noastre cu dragoste și milostivire, Sfântă Ana, înțeleaptă călăuzitoare și ocrotitoare a familiilor, ajută-ne să trăim în armonie și iubire în mijlocul celor dragi nouă. Fă ca rugăciunile noastre să ajungă la tronul ceresc și să primim harul și îndrumarea Ta în călătoria noastră pe acest pământ, Sfântă Ana, care ai mărturisit cu tărie credința în Dumnezeu și ai fost binecuvântată să aduci pe lume pe Maica Domnului.
Întinde-ți mâna ocrotitoare asupra noastră și a tuturor celor care îți invocă numele în rugăciunile lor. Ajută-ne să ne îndeplinim datoriile și responsabilitățile cu credință și răbdare și să fim buni părinți, buni copii și buni membri ai societății. Sfântă Ana, rugătoare pentru noi și pentru întreaga lume, te implorăm să mijlosești înălțarea rugilor noastre înaintea tronului ceresc. Ascultă rugăciunile noastre și dăruiește-ne harul și puterea de a trăi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Cu credință și nădejde, îți încredințăm ție soarta noastră, nădăjduind la ocrotirea și la ajutorul tău. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O preacuvioasă Sfântă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin și ocrotitoare a credincioșilor, ne închinăm înaintea ta cu smerenie și recunoștință. Tu, care ai fost aleasă de Dumnezeu să ghidezi poporul spre lumina credinței și să descoperi Sfânta Cruce, privește cu milă și bunăvoință către nevoile și cererile noastre, Sfântă Elena, izvor de credință și devotament, ajută-ne să ne întărim credința în Dumnezeu și să trăim în conformitate cu învățăturile lui Hristos. Fă ca rugăciunile noastre să ajungă la urechile Domnului și să primim harul și ocrotirea ta în toate împrejurările grele ale vieții noastre, Sfântă Elena. Căutătoare a Sfintei Cruci și mângâietoare a celor în suferință, întinde-ți mâna ta ocrotitoare asupra noastră și a tuturor celor care te roagă pentru ajutor. Ajută-ne să găsim puterea de a purta crucea vieții noastre și întărește-ne în credință în mijlocul încercărilor. Sfântă Elena, rugătoare pentru noi și pentru lume, te rugăm să mijlosești înălțarea rugilor noastre înaintea tronului ceresc. Ascultă rugăciunile noastre și dăruiește-ne harul și puterea de a trăi în conformitate cu învățăturile lui Hristos. Cu credință și nădejde, îți încredințăm ție soarta noastră, nădăjduind la ocrotirea și la ajutorul tău. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O preacuvioasă și preasfântă Eufimia, mărturisitoare a credinței și ocrotitoare a celor care îți invocă cu credință numele în rugăciunile lor, ne închinăm înaintea ta cu umilință și recunoștință. Tu, care ai strălucit prin credință și curaj în vreme de încercare și persecuție, primește rugăciunile și cererile noastre cu milă și bunăvoință. Sfântă Eufimia, izvor de credință și ocrotitoare a celor în suferință, ajută-ne să ne întărim credința și să rămânem statornici în fața ispitelor și a greutăților vieții. Fă ca rugăciunile noastre să ajungă la tronul ceresc și să primim harul și îndrumarea ta în toate împrejurările vieții noastre. Sfântă Eufimia, care ai mărturisit cu tărie credința în Hristos, întinde-ți mâna ocrotitoare asupra noastră și a tuturor celor care te cheamă în ajutor. Ajută-ne să găsim alinare și mângâiere în suferințele noastre și să ne simțim sprijiniți de iubirea și mila lui Dumnezeu în toate încercările vieții. Sfântă Eufimia, rugătoare pentru noi și pentru întreaga lume, te implorăm să mijlosești înălțarea rugilor noastre înaintea tronului ceresc. Ascultă rugăciunile noastre și dăruiește-ne harul și puterea de a trăi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Cu credință și nădejde, îți încredințăm ție soarta noastră, nădăjduind la ocrotirea și la ajutorul tău. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.